Bine v-am găsit la o nouă recenzie. După cum era de așteptat, astăzi suntem aici să vorbim despre sezonul 2 din The Umbrella Academy, ce a apărut pe 31 iulie. Și după cum ați văzut din recenzia la primul sezon, este un serial pe care l-am așteptat și un serial care îmi place și mi-a plăcut foarte mult la primul sezon. Dacă nu erau câteva seriale mult mai bune decât primul sezon din Umbrella Academy, de ce nu chiar ar fi putut să prindă și topul de seriale pe anul trecut? Însă nu l-a prins. Dacă am așteptat sezonul 2, însă nu pot zic că am fost foarte hype pentru el, însă nici nu pot zic că l-am văzut doar de dragul de a-l vedea. Nu, eram cât de cât entuziasmat pentru el. Speram din tot sufletul să nu mă dezamăgească, pentru că în ultima vreme Netflix-ul tot dezamăgește cu sezoane ce apar din seriale care au avut un prim sezon foarte, foarte bun și solid și sezoane următoare care sunt destul de slabe. Așa că l-am așteptat cât de cât și am sperat să nu fie slab. Dacă mi-a plăcut mai mult decât primul sezon, aș spune că nu. Poate că nu m-a surprins la fel de mult ca primul sezon și deși povestea acestui sezon 2 este cumva reciclată din cea a primului, pentru că și ca în cea din primul sezon este vorba despre o apocalipsă care vine și echipa noastră de Umbrella Academy trebuie să oprească cumva și în acest sezon este ceva asemănător, doar că ei ajung în anii 60 din cauza întâmplărilor din sezonul trecut și cumva trebuie să scape de acolo și evident să oprească o nouă apocalipsă. Dar din nou, povestea primului sezon mi s-a părut poate mai solidă sau cumva mai serioasă. Mi se pare că în acest sezon au încercat să se ducă cumva cu un ton mai amuzant, mai spre Doom Patrol, dacă pot să-l compar. Au încercat să o dea pe un ton mai amuzant, cum au încercat și cei de la Marvel, cu Thor Ragnarok, de exemplu. Și nu aș zice că a fost o idee rea, însă primul sezon s-a simțit altfel, mai mult ca sigur. Cât despre personaje, parcă sunt foarte schimbat în acest sezon. Diego crește, a crescut foarte mult în ochii mei și mi-a plăcut, cred că cel mai mult în acest sezon. Mi-aș fi dorit însă să îl mai construiască puțin. Însă a fost din nou foarte, foarte ok Diego și a avut câteva interacțiuni cu alte personaje foarte, foarte mișto. Însă, din nou, mai era loc să construiască puțin personajul lui Diego. Klaus, ca de obicei, îmi place la nebunie. Actorul mi se pare absolut superb și joacă un personaj, un fel de outsider, dacă pot spune. Este un personaj bizar, un personaj destul de ciudat, care însă se potrivește foarte bine în contextul acestui grup, el fiind outsiderul. Five, din nou, redă din magia serialului. Cam primul sezon, Five, a ținut toată echipa sub control. În acest sezon, ei bine, Five este liderul echipei și se vede că este liderul echipei. Iar actorul la 16 ani, dacă nu mă înșel, face o treabă absolut excepțională, pentru că nu sunt mulți actori de vârstă în acest moment atât de talentați și care poate să fure lumina reflectoarelor în mai fiecare episod din acest The Umbrella Academy. Luther, aș spune că m-a dezamăgit și m-a dezamăgit foarte tare. În primul sezon mi-a plăcut foarte mult, mi se părea la fel ca și Klaus, un personaj destul de diferit, însă în acest sezon 2 mi s-a părut în mare parte inutil Luther. În mare parte inutil pentru că el au prestat într-un context destul de mișto în care se lupta pentru a-și câștiga existența și de acolo, din primele două episoade, pur și simplu nu s-au mai dus nicăieri cu Luther, însă în sezonul 3 am speranțe că îl vor remedia, dacă pot să spun așa. Allison, n-aș spune că au făcut o treabă proastă cu ea, însă la fel ca și Luther mi s-a părut de multe ori inutil. Au pus-o într-un context destul de ciudățel în anii 60, însă din nou a avut momente mișto. Dar, la fel ca și Luther, te-ai fi așteptat la mai mult și probabil că ar fi trebuit să ne ofere mai mult. Vania nu mi-a plăcut în primul sezon, dacă nu mă înșel în primul sezon, cred că a fost printre personajele care mi-a plăcut cel mai puțin, dacă nu chiar personajul care mi-a plăcut cel mai puțin și în acest sezon este la fel. Nu neapărat ca personaj, însă actrița nu prea îmi place absolut deloc. Mi se pare că nu joacă cine știe ce și pur și simplu personajul ei per total, pe mine nu m-a prins. Îi înțeleg rolul și înțeleg scopul ei în echipă, dar pe mine personal nu m-a prins absolut deloc personajul Vaniei, nici în primul sezon și nici în acesta. Mai avem un personaj nou apărut care e cumva fica supraveghetoarei, fica villainului, dacă e să o luăm așa.
a fost ok, a fost alături de Diego mai tot sezonul și cumva i-a dat și un scop lui Diego, dar personajul acestei tipe per total a fost destul de dezvoltat, însă cu siguranță îl vor dezvolta mai mult în sezonul 3 și a fost și un twist destul de mișto cu el pe la final. Au mai fost câteva personaje în secundare, sunt și vreo 3 personaje suedeze care zici că sunt Punisher în acest sezon. Efectiv au rolul de Punisher pe care îl vedeți aici și au fost geniale. Cât au apărut și strict pentru acel rol secundar, au fost absolut geniale. Și cred că actorii aia, toți trei, au scos maxim 2 vorbe tot sezonul. Dar mi-au plăcut foarte mult. Dar să-l compar cu alt serial, mi se pare o combinație între Doom Patrol și Preacher, de ce nu? Pentru că și în Preacher era cu o idee asemănătoare, dar în mare parte Doom Patrol. Cu Doom Patrol aș putea să-l compar și Doom Patrol mi se pare cel puțin la fel de bun, dacă nu puțin mai bun. Și evident, probabil pentru că îmi place mai mult DC, dar Doom Patrol își asumă acel context ridicol, acel context amuzant, se duce all the way în acea direcție amuzantă, pe când The Umbrella Academy se vrea și nu se vrea a fi așa, iar Doom Patrol, asumându-și chestia asta, crește mai tare în ochii mei, însă acest The Umbrella Academy este mult, mult peste tot ce scoate CW cu DC în acest moment, adică să-i dați o șansă acestui Umbrella Academy înaintea tuturor celor de la CW și le-aș pune inclusiv și pe Stargirl în acea listă. Dacă la final m-a dezamăgit serialul, aș spune că nu, chiar nu. Deși cumva era de așteptat să se întâmple ce s-a întâmplat, însă au lăsat evident loc de o continuare și cred că sezonul 3, sper să nu mă înșel, nu știu care este povestea din benzi desenate, însă cred că sezonul 3 o să fie cel mai bun de până acum. Ideea, cel puțin premisa pe sezonul 3, mi-a plăcut foarte mult, pentru că evident s-a terminat serialul în cliffhanger, iar ideea pe sezonul 3 îmi place foarte mult și sper să fac o treabă foarte bună cu ea. La final, evident că m-am distrat la acest timp la Academy și nici nu cred că avea cum să fie altfel, pentru că n-aveau cum să se ducă atât de mult în jos încât să fie absolut oribil acest sezon 2. A fost mai mult decât ok și mai mult decât m-aș fi așteptat eu să fie. I-am dat bine, sincer să fiu, l-am văzut în 2 zile, deci cred că explică cumva cât de mult mi-a plăcut. Și este o referință prin primele episoade, dacă nu mă înșel, la un serial ce merge în acest moment pe HBO. Sper că e o referință la acest serial și să nu mă înșel, dar a fost o referință foarte mișto. Așa că, pe total, dacă ați văzut primul sezon din Umbrella Academy și încă vă întrebați dacă să-l vedeți pe acest al doilea, aș zice că 100% da, vedeți-l fără să stați pe gânduri. Este aproape la fel de bun ca primul sezon și îmi place ce treabă face Netflix-ul cu acest serial. Îmi place în ce direcție merge și sper să continue și după sezonul 3 cu acest serial. Așa că aceasta a fost și recenzia sau discuția mea despre The Umbrella Academy sezonul 2. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare.